Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare, candidații își prezintă proiectele și anunță ce și cum au de gând să facă pentru cei pe care îi vor reprezenta în Parlament. Pe lângă promisiunile care nu au legătură cu rolul unui parlamentar, există și atitudini realiste pe înțelesul tuturor alegătorilor. Un parlamentar poate să voteze sau să vină cu amendamente la acel buget, așa cum mi s-a întâmplat și mie în 2014, la bugetul pe 2015, când a fost votat în Parlament, am venit cu un amendament și nu numai eu. Dar acum vorbesc despre mine. Am venit cu un amendament prin care ceream o sumă de bani pentru Spitalul Giurgiu. Știm cu toții că Spitalul Giurgiu se afla și se află în continuare într-o stare destul de dezastruoasă pentru un județ, fiind singurul spital de altfel din județul Giurgiu. Dar a fost aprobat în buget, dar banii n-au ajuns niciodată, sau cel puțin eu nu știu că au ajuns. Deputatul Liliana Ciobanu consideră, în plus, că un parlamentar trebuie să cunoască foarte bine problemele și specificul comunității pe care dorește să o reprezinte. Întotdeauna mi-a plăcut să militez pentru doleanțele oamenilor, să militez pentru bunăstarea oamenilor din județul nostru. Și cineva trebuie să o facă și pe asta. Dacă nu sunt eu, atunci o să facă alții. Acum depinde cine o face. Eu am mai spus-o ani de zile, 26 de ani de zile, au fost parlamentari de toate felurile. Am avut de la Mădălin Voicu, Irina Loghin, toată stima pentru doamna Irina Loghin, ca și meserie și cântăreț, știe foarte bine la nivel național și internațional. Dar ca și parlamentar în Giurgiu, n-a fost aproape de giurgiuveni. N-a știut exact care sunt doleanțele giurgiuvenilor. Ca să duci acolo în Parlament doleanțelor, să le faci vocea auzită, trebuie să fie un giurgiuvean, cineva care simte aici, unde este născut și simte ce are nevoie.